5 stații de încărcare pentru mașini electrice vor fi montate pe raza comunei Mihăiești. Acestea au fost achiziționate de autoritățile locale printr-un proiect depus la Administrația Fondului pentru Mediu și pot fi utilizate atât de localnicii care dețin autovehicule electrice, cât și de șoferii care tranzitează localitatea vâlceană. Deci avem o stație electrică de una la intersecție cu Govora Băi, avem una la Buleta, avem una la Spitalul TBC, una la Măgură, de fapt, între Măgură și Rugetu, fosta moara lui Ruibu, la Stupării una și la Bărsășteni. Vor putea fi folosite și de șoferii aflați în tranzit? De tot ce înseamnă tranzit și aș vrea, dacă legea ne permite, și bugetul, eu nu fac promisiuni ce nu pot să fac. Toți care au mașini, proprietate personală, electrice, să le dăm o cartelă și să meargă să alimenteze gratis. Asta aș vrea. Nu avem 10 sau 5 care avem de parte la nivel de lucru. Dar vreau să încurajez acest... Aveți 10, 15 mașini, 15 localnici care au mașini. Care au mașini electrice sau hibrid. Ei plătesc și impozit foarte puțin. Pe cele electrice nu o să plătește niciun fel de impozit, care e electric, electric, care e hibrid, să plătește 50% sau așa mai departe. Deci vreau să încurajez. Eu n-am posibilitatea să le dau parcări gratis cum se poate da la Vâlcea. Că n-am cum să le dau. Încerc să dau și ceva, să-i încurajez pe aia 10 și pe lângă aia 10 să mă ia și alții prin programe, prin mediu, prin Rabla și așa mai departe. Și pentru cei din afară... Din alte localități să plătească normal cum să plătește la orice stație. Dar să vedem ce se dată pe mediu. Non-stop. Mai avem o țără, domnișoară. Și ziceați că se lucrează la proiectul acesta cu stațiile? Sau... Da, 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 suntem pe ultima sută. Deja scoase la licitație. Deci chiar o să înceapă montajul. Stațiile electrice sunt necesare și în contextul în care primăria Mihăiești va primi 2 microbuze electrice printr-un proiect al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Vâlcea. Vin microbuzele prin, suntem în Aditransport, cu primăria Râmnicu cu Vâlcea și nu știu câte localități, unde ne vin microbuze electrice pentru copii. Când preconizați? Deja se lucrează, să sperăm, sunt scoase la licitație, să sperăm că anul ăsta beneficiem până la începerea anului școlar, sper că merg în microbuzele. Și câte microbuze electrice are? Două avem. Mi ajunge. De ce să iau mai multe decât trebuie? Păi am două. Am avut 3. Și unul l-am dat cu titlu gratuit, pentru că nu avea cu ce să care copiii la stațiunea la Govora Băi. Că nu aveau microbuze. Deci s-a stricat și nu aveau.